cum ai privit arestarea lui Adrian Mititelu? Un sentiment ciudat, pentru că am văzut imagine și am văzut probabil sau am auzit soția lui sau cine era cineva din familie și vorbele acelea chiar m-au făcut să, sau m-au emoționat la culme, pentru că... Și s-a făcut pielea de găină. Da, dar crede-mă că numai faptul că am auzit de ce mi-l luați, că e nevinovat și... Adică am avut un sentiment ciudat, chiar așa, de dezamăgire, că probabil au și ei motivele lor să spună că a fost, eu știu, nevinovat și să facă 3 ani de pușcărie. Acum rămâne de văzut cine și cum are dreptate, dar omul este după gratii. Păcat. Era un om și este un om care investește în fotbal. Nu știu dacă într-adevăr a greșit, atunci pedeapsa nu știu dacă este corectă sau dar trebuie să plătească. Dar este unul din patronii mai dificil sau mai diferiți din România? Adică, la cum îl cunoști tu? Îl cunosc de când eram jucător la Universitatea Craiova. De atunci n-am mai e avut e greu o... cu dânsul? El atunci, la momentul respectiv, era un suporter fanatic, nu avea legătură cu conducerea clubului. În schimb, își dorea foarte tare să conducă Craiova și a reușit până la urmă. Cu cum necum a reușit să conducă o echipă. Din punct de vedere financiar, am înțeles că era foarte, foarte bine și atunci normal că își dorea ca jocul să decurgă așa cum vrea el. Nu știu, să adversarii să îi răpună, să le dea câte 5, 6, 7, 8. Dar am văzut că l-au demis pe Nicolo Napoli după ce au bătut cu 5-0, Petrica l-a dat afară după ce a promovat. Probabil omul avea așteptări mai mari de la antrenori. E afacerea lui, banii lui. Acum important este ca să fii și mai echilibrat, indiferent de câți bani ai. Dacă ești echilibrat sau ești atent cu oamenii care, într-adevăr, și-au pus tot ceea ce au învățat pentru tine, ca și patron, tu să te bucuri de reușitele echipei, ei să muncească, e vrea normal ca să fii mai echilibrat și să nu iei decizii, din punctul meu de vedere, poate prea dure, să renunți la niște antrenori care au reușit performanțe. Ok, nu reușești performanțe, strângi mâna și pleci. Dar să reușești performanțe mi se părea prea dure deciziile care le luau. Pentru tine care e Craiova? Din Liga 1 sau din Liga 2? O întrebare grea, urmăresc Craiova. Legitimă, da, pentru tine. Da, o întrebare ușoară, răspunsul destul de greu. Îmi place Craiova, CSU Craiova, că este în prima ligă și sunt meciuri care sunt interesante, că joacă cu CFR-ul, cu FCSB-ul, cu Dinamo. Dar în schimb îmi place și FCU, pentru că simt că este mult mai iubită în Craiova. Așa simt că sunt mult mai mulți suporteri care, într-adevăr, iubesc din suflet această echipă. Echipa... Păi și cei care umpleau stadionul la Liga probabil, 1? La Liga 1 probabil că sunt oameni care, într-adevăr, le place spectacolul și oameni care țin cu CSU Craiova. Deci mai pătima și îi vezi pe cei da, din Liga 2. De la FCU. Și atunci... Greu de spus. Care ce este? Te faci când joacă, dacă promovează? Spectacol. Eu acum sunt, să răspund, da, detașat, distant. Îmi place să văd, pentru că și acum, dacă mă întreb care e echipa pe care eu simpatizez, n-aș putea să spun. Pentru că eu m-am simțit foarte bine la Iași. Și este o echipă sau este un oraș pe care eu îl admir, o echipă care mi-a intrat la suflet. Și mai devreme am întâlnit cu jucători pe care i-am antrenat, cu oameni din conducerea clubului. Ne spunea și Platini că ai fost ca tatăl lui. Am avut o relație foarte apropiată cu jucătorii. Ai avut și tu acolo niște episoade tumultoase? Da, am avut și chiar de ce am făcut toate lucrurile astea? Pentru ei, că până la urmă ei sunt actorii principali, ei trebuie să aibă de toate, ei trebuie să le oferim pentru ca să le cerem. Dacă nu le oferim nimic, cum să le cerem? Adică este... Ție măcar nu ți-a picat nocturnă. Da, asta e un caz care nu pot să-l comentez. Da, ar fi e corect să ți se ia puncte... Asta e regulamentul care nu este corect. Acum eu cum o văd, mie nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect să, nu știu, să nu dispuți un joc, indiferent de circum. Ok, nu poate în ziua respectivă, jucăm și lunea, marța, noaptea, miercurea, joia, oricând, dar să se joace, să se câștige pe teren. Că nu e vina nici a echipei de fotbal lui Pancu acum, nici a lui Gică Hagi. Până la urmă trebuie să vadă cine e mai bun. Dacă luăm punctele așa, dacă ăsta e regulamentul, ce să facem? Ne dăm ce după el.
Da, te-ai fi așteptat la evoluția aceasta a celor de la Iași cu Daniel Pancu? Adică rezultatele și golurile încasate parcă un dar pic cam dur? Marcat. Acum au și marcat. Problema este că cred eu că e mult mai aprofundat acolo. Am înțeles că sunt și probleme din punct de vedere financiar. Iarăși contează enorm. Starea de spirit a jucătorilor nu e la cote maxime. Entuziasmul dispare, nu mai au încredere. Nu ne-au dat salariile și toate. Toată așa un tăvăluș. Pancu încearcă, își rupe cămașa de pe el. Hai să facem, hai să... Parcă semănați așa. Da, îmi place de el, îmi place că este un tip care pune suflet și e pasionat și atunci este normal să-l admir. Chiar îmi plac oamenii care, indiferent de situație, indiferent de starea financiară, de situațiile la club, de certuri, de astea, când intră pe teren sau la antrenamente, uită de toate și îmi plac oamenii ăștia. Se transformă. Se transformă.